Bine v-am regăsit, dragi prieteni iubitori de povești, la bucuria poveștilor, în cadrul acesta de primăvară, în care parcă se potrivesc cel mai bine povestioarele cu tot felul de animăluțe. Și astăzi o povestioară, știți că sunt tot felul de legende legate de cum au devenit câinele și pisica dușmani, cum au devenit pisica și șoricelul dușmani. Dar, de exemplu, vă întreb eu acum pe voi, știați că au fost vremuri în care lupul și vulpea erau foarte buni prieteni și că acum sunt dușmani? Știați? Bravo! Dacă știați e foarte bine, dacă nu știați e foarte bine, pentru că vă spun eu. Pentru că se spune că în vremurile de mult, lupul și vulpea erau foarte, dar foarte buni prieteni. Dom'le, cei mai buni doi prieteni mergeau împreună la vânătoare. Dacă unul reușea să prindă ceva, să vâneze ceva și celălalt nu reușea, hai măi lupule, nu e nicio problemă, uite ia din vânatul ăsta. Măi vulpe, astăzi n-ai prins nimic, nu-i nimic măi vulpe, uite ce vânat aici, hai să mâncăm împreună din el. Da, vă spun, ieșeau la plimbări împreună, împărțeau orice bucățică de vânat. Priveau cerul așa frumos. Ia uite, nu erau avioane pe vremea aceea, dar vă spun, prietenie la cataramă. Acum, știți, prietenia aceasta a durat o perioadă cât lupul și vulpea erau mai mici, așa, în perioada copilăriei, așa. Când au mai crescut, lupul, cum e și normal, a devenit mai puternic. Puternic, așa, era mai... simțurile mai dezvoltate, mai mare, de înălțime, mai voinic, așa. Și a început să se uite cu coada ochiului la vulpe și... vulpea asta nu mai e așa cine știe ce de capul ei, că a rămas mai mititică. Știți că vulpile sunt mai mititele în comparație cu lupii și lupul a început să se poarte urât cu vulpea. Hai, marș, du-te la vânătoare și adă ceva de mâncare, că mor de foame. Acum, biata vulpe la început a crezut că e o glumă, s-a uitat mai lung, apoi a văzut că nu e o glumă și că lupul începe să-și arate colții la vulpe și... vulpea mai mică și ea mai ținea așa un pic la lup. Bine, lupule, mă duc la vânătoare. Azi așa, mâine așa, vântul zboară și el pe aici prin povestea mea. Azi așa și mâine așa, până când, într-o bună zi, vulpea, mergând la vânătoare, a ajuns la o casă de oameni. Și la casa aceasta de oameni, numai ce observă că oamenii încărcau ceva în o gradă, într-un coteț acolo și când se uită mai cu atenție, vede vulpea că oamenii numai ce aduseseră niște găinoșe de telingei pe bot, știți cum ar zice o vulpiță. Acum, mai întâi de toate, vulpea a dat târcoale în jurul casei. Se vadă dacă nu cumva oamenii, dacă tot au adus pe acolo niște găinușe, n-or fi pus o capcană ceva. Și cum dădea vulpea târcoale, a văzut că, într-adevăr, în intrarea directă către locul în care erau puse toate găinușele, adică în coteț, pe drumul drept către coteț, era săpat o groapă și pus acolo o capcană, ca în cazul în care venea vreun animal de pradă, știți, o vulpe, un lup, ceva, să fie prins acolo. Dar vulpea, și irată cum era, a căutat bine, a văzut capcana, a intrat pe altă parte, a prins două găinușe și paciție drumul! Acum, pe drum, vulpea a mâncat una dintre găinușe și a umplut burta, s-a simțit mai bine și mai relaxată și s-a gândit cum să se răzbune pe lup și să scape odată pentru totdeauna de puterea lui asupra ei. Așa că s-a dus acasă cu cealaltă găinușă și uite, lupule, uite ce găinușă ți-am adus aici, uite cât e de mare și de frumoasă, ce puicuță gustoasă și... Aha, mulțumesc, vulpe, dar de unde toate găinușele astea? Păi să-ți spun, lupule, nu departe de ei să știi că este o casă de oameni pe care n-am descoperit-o până acum. Și-au adus niște găinușe, una și una, proaspete toate, de-abia le-au adus. Și m-am uitat peste tot, nu există nicăieri nicio capcană. Trebuie doar să mergem să le vânăm. Și lupul, lacom, a luat-o pe vulpe, dar când a ajuns în dreptul casei, vulpe,
De data asta este rândul meu să vânez. Așa că tu du-te și fă de pază pe aici, stai de pază pe undeva, câtă vreme eu vânez. Ești sigură că nu este nicio capcană? Sigură! Sigură, sigură, lupule, nicio capcană nu este! Și lupul a intrat în ogradă, pe drumul drept către coteț. Și era cum mergea el cu atenție să nu facă gălăgie și să se apropie de coteț. A înaintat. Și a înaintat până când a înaintat în groapă. Și de acolo l-au prins stăpânii casei. Ce s-a întâmplat cu lupul, nu vă mai povestesc. Cert este că vulpea a luat-o la sănătoasa. Nu s-a mai uitat în urmă, nu s-a întors după lup, dar de atunci lupul și vulpea nu mai sunt prieteni. Așa că dacă lupul vede o vulpe, vulpea o ia la sănătoasă. Dar din când în când, când lupul mai vede câte o vulpe, o mai ia și el la sănătoasă, căci știe că vulpea este vicleană și, deși e mai mică decât el, s-ar putea să-l prindă într-o capcană. Și aceasta a fost povestea mea. Bucuria poveștilor! Bucuria poveștilor! Bucuria poveștilor! Bucuria poveștilor! Bucuria poveștilor! Bucuria poveștilor!